Încă o zi de război în Ucraina, explozii puternice au zguduit orașul ucrainean Nicolaev în această dimineață. Autoritățile de la Kiev anunță că cel puțin 21 de morți, printre care 2 copii și 39 de persoane, au fost rănite în urma atacului de ieri cu rachete asupra localității Sergeevka din regiunea Odessa. Ziua de astăzi a fost decretată zi de doliu în Odessa și Sergeevka. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, i-a mulțumit președintelui Joe Biden pentru noul ajutor militar oferit de Statele Unite ale Americii Ucrainei în valoare de 820 de milioane de dolari. Alarmele aeriene au răsunat în întreaga regiune Nicolaev dis de dimineață, iar fumul dens era vizibil de la depărtare. Potrivit postului de televiziune Dom din Ucraina, în total trupele ruse au lansat 12 rachete. Atacul sângeros s-a produs la o zi după ce Rusia a lovit cu rachete regiunea Odessa, inclusiv localitatea Sergeevka. În consecință, 21 de persoane și-au pierdut viața. Oamenii povestesc cu groază despre cele văzute. Îmi pare rău de acești oameni, de copii. Mi-am pierdut prietenii, fiica lor a rămas orfană. Vă rog să mă iertați, sunt foarte îngrijorat. Bine că nepoții și copiii mei au plecat în Republica Moldova. Toți cei care se aflau în apartamente probabil că au decedat. Îmi pare rău de vecina mea care era foarte bună și a murit în brațele mele. Este foarte înfricoșător. Peste mine a căzut frigiderul și dulapul. Abia am reușit să scot copiii pentru că era un spațiu foarte mic. Fata a alergat afară. M-au ajutat oamenii ca să mă ridic. Nu știu ce este acum în apartament. Nu am intrat. Mă tem. Sâmbătă, 2 iulie, a fost declarată de către autoritățile locale din Odessa zi de doliu. Au fost elaborate liste, le-au verificat și s-a stabilit că, conform informațiilor, în blocul de locuit erau aproximativ 150-160 de persoane. Se lucrează și în prezent. Salvatorii verifică de 2 ori un etaj. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a afirmat că noile arme americane de apărare aeriană vor consolida semnificativ capacitățile de apărare ale Ucrainei și a afirmat că Kievul negociază furnizarea de arme suplimentare. Sunt recunoscător în mod special Statelor Unite ale Americii și personal președintelui Joe Biden pentru noul pachet de sprijin acordat Ucrainei, care include sisteme NASA-MC foarte puternice, un complex de rachete antiaeriene care ne va consolida semnificativ apărarea. Am muncit din greu pentru această aprovizionare. În total, acest pachet valorează 820 de milioane de dolari. Pe lângă NASA-MC, include și muniții de artilerie și radare. Între timp, vineri seara, 2 avioane rusești de atac au lansat bombe pe insula Șerpilor după ce rușii au părăsit-o. Anunțul a fost făcut de către comandantul forțelor armate ucrainene, Valeri Zalușnei. El afirmă că proiectele lansate sunt bombe cu foișor, arme incendiare, a căror utilizare este interzisă în zonele populate.